Hai, Foster, lasă-ne și pe noi să facem treabă. We were working here. This is big news. Oh, no. Da. Ia pisoiul la plimbare. Oh. Hai, dă cu mâna. Da, cu mâna. No, no, no kick. No tattoos. Arm during the making of this video. No. Thank you. Da, salutare. Continuă. Salutare. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi ne-am adunat aici, voi v-ați adunat acolo. Astăzi discutăm despre următoarele două capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății, capitole numindu-se Piața pentru bani și, sau Piața banilor, cum preferați, și Politici anarho-capitaliste sau despre Partidul Libertarian. Înainte de a începe discuția însă, o să vă rog jos, găsiți un buton de like, despre care avem informații că se întâmplă minuni dacă îl apăsați, așa că o să vă rog să-l apăsați acum. Ting! L-ați apăsat, da? Vă cred pe cuvânt! Click! Așa, tot alături aveți un buton de subscribe și un clopoțel dacă vreți să mai primiți notificări când mai facem, când mai punem un video. De asemenea, jos în descriere o să găsiți pe unde mai găsiți conținut în Dodi pe internetul ăsta mare și vast și niște link-uri către conturi de Patreon sau crypto dacă aveți dare de mână să susțineți financiar proiectul nostru. O libertate în România, nu e vorba doar de în Dodi. Libertatea în România, care, dacă te uiți la ce entități ai care promovează așa ceva, nu prea sunt, nu? Noi, Mises, mai sunt canalele astea conservatoare, Weird Review, al lui Murgescu și Freedom Alternative, puțin profit.ro, nici nu mai știu dacă astea libertarienii mai sunt pe acolo. Cam în rest, nu prea. O să dai și cu turul. Cum vine vorba. Da. Bine, știi cum e, te identifici libertarian, nu e același lucru cum a fi libertarian. Da, de păcate. Da, te gândeai la Mândruță, la ăla, tu cum era la cu minoritățile? Pambucian, sau? Da. Și el da. Se și el, da. Auto-identifică. Da. Bine, e dreptul lui să se identifice, da. E și dreptul celor să nu respecte. Și minoritate, bine, și libertariene, tot o minoritate. Libertariene sunt ideologică. Sunt o foarte ești minoritate. Eu cred că am putea cere și bani de la stat, pentru că uite, dacă te uiți pe manuale, la cursurile din socio-umane, e înjurat capitalismul tot timpul, de răi sunt cât sunt. Bine, ar trebui să ne facem o biserică. Libertariene fiind o minoritate, deci să ai acest discurs al urii la adresa unei minorități, nu cred că e ceva cu care se poate glumi, nu? Corect. Trecând prin nazism și chiar și comunismul. Burghezia e o clasă minoritară. Da. Deci în ambele a fost chestia asta. De fiecare dată când suntem acuzați de ceva, putem să luptăm înapoi. Păi, M-am simțit foarte nasol când mi-ai zis. Da, e un discurs al lui. Eu ziceam la mișto că dacă s-ar aplica pe bune, ar dispera tot ce înseamnă științe sociale. Dar banii ăștia pe care i-am cere, problema e că ar fi printați. Asta e, băi. Adică cum ar fi piața asta de piața banii? Piața banii alternativi. Uite când se face un segue. Așa da. Cine? Asta e problema pe care o ridică firma aici. Cine produce acești bani? Cine îi introduce pe piață, știi? Statul sau piața liberă? Asta este... Da, el propune ca gimmick pentru capitolul ăsta o refocusare a discuției, că discuția atunci când vorbim despre bani tinde să se concentreze pe ce. Ce să folosim pe post de bani, pe când... Pentru că nu contează ce, contează cine ți dă sau cine îi pune pe piață, cine organizează piața respectivă. Mai mult decât dacă statul, de exemplu, ca să explicăm punctul până la capăt, dacă statul, de exemplu, mâine, în loc de bancnotele astea pe care le are, ar emite credite intergalactice, ceeași problemă am avea. Bine, nici austriecii n-a spune că sunt obsedați de aur. Și ei spun că ce selectează piața aia, ei vorbesc de aur doar, nu știu, ca să ilustreze. Uite, frate, istoric,
Ai avut, a crescut puterea de... Deci ca să vezi contrastul, atunci când vrei să înțelegi distinția între, nu știu, un schimb agresiv și unul voluntar, zici, uite, un schimb voluntar cumpără o portocale de la Lidl, un schimb agresiv e ANAF. Bine, îți ia banii, pur și simplu. Da. Deci să vezi contrastul. Principala problemă pe care o vede Friedman la sistemul actual al sistemul actual financiar este modalitatea prin care statul, fiind un dator, un datornic perpetu, manipulează cantitatea de bani. Tot timpul printează. Deci dacă vrei să profiți de sistemul actual financiar, trebuie să fii de aceeași parte cu statul. Deci dacă statul e datornic, tu trebuie să fii și tu la fel. Da, zice asta în capitol. Da. Da. Mi se pare că contradicțiunea capitolului e că nu e clar de ce nu e bine să facă statul bani. Ba, este clar. Nu tocmai, e atât de clar. Tocmai asta, ba da. Că da. E controlat politic. El, ok, el, și ce nu, înseamnă? Nu, dar el spune la început chestia asta, că problema fundamentală a banilor făcuți de stat nu este că statul nu poate produce o sursă stabilă de bani, ci că tu nu iei în calcul faptul că și statul are niște interese. Nu iei în calcul interesele statului per se. Adică trebuie să vezi efectele nocive. Ce ar fi însemnat pentru mine efectele nocive? Ar fi fost să spun, uite, face inflație și așa bogații devin tot mai bogați, săraci și tot mai săraci și asta mai efect nociv. Sau deflația, na. Mi se pare că e prea vag. Adică accept argumentul ăsta de tip public choice, că ei au interese și nu știu ce, nu trebuie să-i vedem ca pe niște experții neutri și obiectivi, au și interese. Ok, dar ce fac rău? De ce e rău? De ce e rău? Păi, ori mi se pare că e vag, spune doar că e controlat politic. Păi poate e bine că e controlat politic. De ce e rău că e controlat politic? Păi pentru că e controlat. Păi, nu respectă valorile din piață. După când dacă ai avea o piață liberă și exemplifică mai încolo, ar ține unii pe alții în control. Pe când stat, deci, controlul ăsta politic e rău pentru că e discreționar. Regulile unei piețe libere, da, sunt dictate de cerere și ofertă. N-ai nevoie de arbitru. Decât în măsura în care arbitru se asigură că rămâne piața liberă. Da. Adică că nimeni nu își impune forța asupra celorlalți, și lumea continuă să negocieze și să schimbe. Da? Problema este așa, că statul nu ți se dictează după regulile pieții libere. Atunci când discută problema monetară, dictează după propriul set de reguli. Și poate e bun, da? Asta era critica mea. Dar el... Poate greșește piața. Chiar dacă da. E bun, da, sigur greșește piața. Da, dacă piața dacă greșește, e responsabilă. Pentru că statul dacă greșește, doar face mai multe prostii în continuare. Problema este așa, că el se îmbracă în haine de arbitru. Asumându-se acest set de reguli, el se îmbracă în haine de arbitru. Deși jucător. Dar el este jucător. Exact. Deci el reglementează felul în care sunt emiși banii, dar el consumă banii, îi folosește în același timp. Nu, deci nu poate să-și asigură oricât ar vrea. Monetare anti. Dar știi, le mai zic și eu ca să le audă și ei. Dar problema e că nu apar în ăsta Friedman. Și el trebuie să fie foarte clar. Că atunci când citești miză. Dom'le, de ce erai în plan? Păi da, dar de aia... 1, 2, 3, 4, 5. De aia citești pe miză. Te trimite la miză. Acum citim pe Friedman. Dacă nu vă e clar ce am explicat, citiți-vă miză. Dacă tu scrii, e clar că tu scrii un articol, un capitol antistat. Uh-huh. Deci lumea trebuie să devină antistat pe chestiuni monetare. Dom'le, dar eu de ce sunt antistat? Uite, dacă ai muncit, ai pus deoparte 100 de lei din salariul tău. Da, de el nu spune. La an, știu, zic eu acum. Sau le consideră ca... La anul, 100 de lei ăștia o să valoreze cât 80 de lei. Cam le consideră ca știute, asta e reproșet. Pentru că da, îți e clar de obicei, știi, dom'le, asta e problema, asta e... Nu, dar n-a scris așa programatic cum scria de obicei Rothbard, ci el s-a adus pe chestii marginale. Vai, ați scris un pic pentru oameni care au mai citit deja. Știu despre ceva, dar tu tot trebuie să spui care e problema. Da, uite, da. Cum a zis Gabi, problema e că, nu știu, cu 5 euro luai un tractor și după aia îți mai ai nu știu ce, știi? Uh-huh. Nu mai e nimic, e o portocală, știi? Ce s-a întâmplat asta? Pentru că statul a tipărit bani. Da. A tipărit bani și ți-a scăzut puterea de cumpărare, ți-a făcut un rău.
ceea ce față de chestiile clasice pe care le discutăm de obicei la politici alternative monetare, aici mi se pare interesant la Friedman punctul de vedere cum că piața liberă va favoriza apariția băncilor cu rezervă fracțională. Părerea lui. Da. Poate și așa noastră. Părerea deci, lui, dar e argumentată. E argumentată. Da, e bună. Da. Încă oricum, da. De obicei, în școala austriacă se promovează modelul ăsta al băncilor cu rezervă 100%. Unde vin oamenii să depună banii la bănci, băncile alea își țin banii depozitarilor tot timpul acolo în peifuri, nu îi mișcă de acolo, când vine omul să-și ceară banii înapoi, îi cere. Dezavantajul la tipul ăsta de afacere bancară este că trebuie să ieri tu bani ca bancă depozitarilor, pentru că le ții banii, faci un serviciu. Uite, momentul să zicem o parte din definiția. Ce e un ban? Este un bun, ca oricare altul. Poți să-ți imaginezi că ai grâu, care ar fi folosit bushel of something. Cum s-a început. Cum da, s-a început, a pound. Și trebuie să-l păstrezi. Ce o să se întâmple? Păi trebuie să-l păzești de șoareci, de ploi, de mucegai, de hoți, de hoți etc. Astea sunt costuri. Sau îl duci undeva, ca să terminăm povestea inițială, îl duci undeva într-un loc unde a construit unul șmecher, bine, la vremea respectivă era statul, asta e, da, dar îl duci într-un loc unde a construit unul șmecher un depozit, care e păzit, da, și grâu e păzit și de soare și de ploaie și de șoareci și de furturi și de ce mai e. Și primești când îți depui grâu acolo o chitanță. Și cu chitanța asta tu poți să faci ce vrei. Chitanța asta ajunge să se plimbe pe la oameni în timp ce fac schimburi și este o notă de depozit în cazul ăsta, nu e de fix de bancă, dar în fine, o notă de bancă. Dar poți să cumperi cu ea, nu? Da. Teoretic ai putea să cumperi cu ea. Dacă cineva are nevoie de grâu interesul, și tu ai nevoie de purcei și el vinde purcei. Interesul să fie divizibilă. Ce grâu și el se duce... Da. Mă țineți minte că avea boca aia primul silos. A, pe bune? Nu, a fost glumă. Nu, chiar a fost problema. Primul silos, eu știam de prima casă, dar a fost pe bune și primul silos? Credeam că a fost glumă. Nu, mai frustor decât casa. Nu, eu ziceam la mișto. Intenția era ironică, dar a fost foarte real. Deci, nu orice ironie falsifică. A fost folosit și... Dar motivația financiară a afacerilor bancare prin care să ții o mai mică parte din rezervă sună în modul următor. Băncile astea trezindu-se cu atâția bani de la depozitari, la început, îi pun, la început pleacă de la premisa așa, orice afacere ca să existe trebuie să facă bani. Da. Da. Deci asta e premisa de la care plecăm, da? Așa, orice afacere, dacă există, trebuie să facă bani. Da. Acum continuăm mai departe. Dacă ai cu 100% rezervă, ia banii de la, de la cei care depun. Cei care... nu, ăștia mai inovativ cu rezervă fracționară, iau o parte din aceste rezerve, investesc în alte lucruri, alte asset-uri, alte afaceri. De unde iau un câștig. Și pentru a atrage cât mai mulți bani, încep să dea, să motiveze pe depunători, vină la mine și depune bani, pentru că eu cu banii aia îi duc în altă parte și fac bani și mai mulți. Eu să spun mai clar ce aia rezervă fracționară, că n-ai tot în... Da. Banii depuși la tine nu sunt la tine tot timpul. Îi investești sau îi duci în altă parte și când vine cine, când dacă ar veni tot la tine în momentul X, tu nu iei. Ideea e că tu ai mai multe bancnote decât, nu? Deci ai 100 de, cu ce? 100 de grame de aur și tu împrumuți 1000, să sunt zicem. Sunt două exact. Sensuri ale cuvântului rezervă fracțională. Primul, cel mai apropiat de înțelegerea
naturală omul este ăsta pe care l-a explicat Gabi, da? Că nu-i ține și nu-i ții, faci ceva cu ei, da, îi miști, îi mobilizezi, faci ceva cu ei. Bun, felul în care este a ajuns astăzi să fie înțeles, da, sensul de rezervă fracționară este cum a explicat Costel. Pentru fiecare depozit pe care tu îl primești, bancă fiind, statul te îți dă voie, conform multiplicatorului de credit, să creezi depozite active în valoare de X ori. De mai multe ori. Da. Deci tu ai 100 de lei. Să dai credite, nu de creezi depozite. Păi și când dai credite, când dai credit, dai. Îl creezi. Îl creezi. Crezi. Asta e toată supărarea la rezerva funcțională. Depozit, mă gândeam că e depozit, chiar vine unul și pune un depozit la tine. Păi da, vine. Cuvântul așa înțele, însemna. De era unul. La e baza. Vine unul și pune bani, da, și după aia tu poți să dai credite de X ore, atâția bani cât ai 100 de euro și poți să împrumuți. Asta e mecanismul, de aia se și cheamă depozit, ci e păcăleală. Din cauza că, mă rog, e păcăleală. Din cauza că el te face că cineva a depozitat banii aia, banca. Deschide un cont nou care zice are 900 de, din loc de 1000, tu dai credit 900. Tu nu scoți 900 de acolo, ci faci un cont nou, zici are 900. Și arată ca un depozit. De aia, din ăla îi dai banii creditorului. Care era diferența între cele două sensuri? Care era primul sens? Primul sens era că doar nu ții banii. Când sensul ăsta la alt este când și creezi bani. Creezi pur și simplu. Deci să zicem că la tine... Că mulți bani creați nu sunt de Banca Națională care i-a dat drumul la tiparanță. Nu creai, în primul nu creai, doar... Nu-i țineai. Doar nu-i țineai în pușculiță. În pușculiță. Mă. Deci ce făceai? Cumpărai alte chestii. Uite, dacă eu știu, de exemplu, că am un dezvoltator, da, care urmează să imobiliar, da, care urmează să facă un bloc. Și eu cumpăr 3 ai de bani lui. Cumpăr 40, nu, nici măcar, cumpăr 40% din acțiunile lui. Da, eu bancă fiind, cu banii pe care am, cumpăr 40% din acțiunile lui. Ăsta construiește blocul și începe să vândă. Da? Și eu practic primesc înapoi mai mulți bani decât am dat, că ăsta face profit. Ideea este că nu-i ținea, îi folosea. Banca primea bani de la oameni. Nu poți să asimilezi unei creierea asta? Nu poți, nu? Păi nu crea. Nu, că nu crezi niciun fel de bani. Doar îi folosea. Îi folosesc. Folosirea asta nu e... Nu e o creare de bani. Gândește că acum, aceeași bancă zice, capturează valoarea creată de alții, ca orice afacere. Tu când faci pâine, când cumperi făină și transformi 2 lei de făină în 200 de lei de covrigi, da? N-ai creat 198 de lei cu munca ta. Ce ai atras. Și doar i-ai atras. Ai creat valoare. Dar e fracționară că nu mai stă acolo, nu? Da. E fracționară, da, în sensul că nu mai sunt toți banii în bancă, ci se plimbă până economie. Deci eu am atras, să zicem, la banca Gabi 500 de milioane de lei. Dintre care 400 milioane i-am investit în proiectul imobiliar al lui Costel. În noua definiție a rezervelor fracționare, nu investesc doar 400 milioane, investesc vreo 4 miliarde. Mai mult, da. Da? Pentru că banca centrală care mi-a acordat acest privilegiu, da, zice ok. În cazul în care se alege praful, vin eu și te susțin. Deci e mai inocentă prima, exact, când poți să te întinzi așa, nesimțit. Da, da, e mai... Da. Teoretic, prima are coeficientul, să zicem, 1, nu? Da. Prima ar avea coeficientul 1. Păi când asta are coeficient, nu mai știu cât e, 6? La noi în România e 6. 6. Parcă 6 era la noi în România, nu? Nu mai știu. Nu mai știu. Limita de tralala. În țările civilizate e 10 și 20. Alea nu sunt civilizate. Nu sunt atât de civilizate, precum cred unii, da. Pentru că e stabil financiar tot sistemul și de... Bun. Pretenția lui, a zis-o. Zi. Ideea lui Friedman aici este că pe piața privată ai avea garanții private. Banii ar avea de foarte multe ori ceva în spate. Ori o singură chestie, fie aur,
ori un buchet de mărfuri. Și că ei s-ar obliga, precizarea lucrurilor este, ei s-ar obliga contractual că oricând pot să dea mărfurile alea în contul banilor precis ăia. Dacă vine cineva la tine cu o hârtie la bancă, emisă de banca ta, cei 100 de bancnote de nenea reprezintă X, Y, Z din mărfurile respective, tu tot timpul, da, domne, ți le dau. Dacă vrei neapărat să pleci cu traista plină de la mine... Bine, argumentul lui e că ei au și alte asset-uri. Rolbarta spune, păi dacă ăștia n-au bani, dacă se duce lumea. Argumentul Friedman e că mai au și alte active, alte chestii. Deci dacă vin oamenii să le dea, să aibă. Domnule. Da, și dacă... Depinde de contractul respectivei bănci. E posibil să zicem ca un client cu o bancnotă de la banca respectivă să ceară, să zicem, argint. Momentan banca respectivă nu are argint în depozit, își vinde celelalte asset-uri, obține cantitatea de argint care e necesară și servește clientul. El zice și de o opțiune, știi? Uh-huh. Aia, opțiunea aia însemna de fapt suspendarea plăților pentru o perioadă. Dar mă rog, dacă omul e de acord. Da. Și asta e și întreaga discuție etică. Uite, el nu vorbește aici. Polemica sau în detință, cred că mai degrabă Friedman dreptate decât Rothbard spune că e o fraudă rezerva fracțională. Uh-huh. De ce e fraudă? Că ăla nu are banii. Dacă el îi împrumută, îi creează, îi nu știu ce, nu? Dacă vin toți deponenții, nu stă acolo. E doar o fraudă în măsura în care el se obligă explicit sau implicit prin cutumiar că ține banii acolo. Da, uite că Rothbard, din păcate, explicit, ei nu se obligă că țin banii acolo. Da, explicit, da. Ei doar se obligă că la depozitul la termen ai banii în... pe termen, termen. La termen. Când se termină termenul, între nici nu-i vezi. Adică sunt unele bănci în care poți să-i extragi cu o penalitate. Dar rest, nici nu poți să umbli la ei, da? Ăia care sunt în cont curent sunt accesibili la vedere, da, în mod constant. Dar ei nu se obligă explicit în niciun contract că ți țin în bancă. Iar cutumiar, deja cred că putem să facem cazul că nici cutumiar nu se obligă nimeni explicit să ți țină în bancă. Adică cazul pentru fraudă nu prea mai ține. Adică nu e instrumentul per se, nu e... Dacă ai acordul părților, exact. Nu contează. Ca să, bine, te poți gândi și la situația în care tu client să ceri fracționare și ăla să-ți dea 100% și atunci e fraudă, știi? Nu-ți dă ce, nu livrează. Ori Friedman, clar, nu are discuția asta etică aici, deși ea se poartă, uite, ziceai de școala austriacă, sunt două direcții în școala austriacă, aia misesiană, care într-adevăr merge pe 100%, și aia haechiană, care merge mai degrabă pe rezervă fracțională. Aici, ca să deschid rămurelele, aici ai două discuții întregi de avut vreodată, în care dacă ai rezervă fixă, 100%, și nu numai în bancă, ci masa monetară, uh-huh, dacă e fixă sau crește foarte puțin, e inelastică, să zicem că te-ai bazat pe aur și aurul crește până în 2% pe an în vremuri bune. Și n-ar fi destul de elastică, economia ar vrea să duduie și nu poate să crească mai mult. Atunci, ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla deflație, ar scădea prețurile. Uh-huh. Prețurile. Prețurile. Da. Și oamenii, și aici ai avea o problemă că unii din inerție n-ar fi pregătiți pentru așa ceva, la fel cum invers se întâmplă când crește prea mult. Exact. N-ar fi pregătiți pentru antreprenori. Consumatorii, da, la antreprenori, la deflație, antreprenorii n-ar fi așa pregătiți. Da. Cum invers, când ai inflație, mă rog, cu totul, inflație, de oricare. Consumatorii nu sunt pregătiți. Dintr-o dată li se termină banii la care se așteptau, uh-huh, că o să-i dea și de ce? Păi au crescut prețurile. Da, asta e una. Și ca să ai un fel de
stabilitatea prețurilor, dar într-o economie care crește, atunci ai vrea să ai o elasticitate mai mare a banilor. Ceea ce pretinde Banca Națională că face asta. Da. Dar țineți prețurile stabile. Și vezi, doamne, ai un punct pentru care vrei să ai rezervă fracționară, dar mai există o variantă în care nu e o rezervă fracționară, ci introduci bani noi în piață. Așa cum toată lumea se zice că schimba aur și zice, da, dar ne-ar mai trebui niște bani. Nu accepti și tu altceva în schimbul ăsta? Ba, da, uite, mai am niște argint. Păi da, dar îmi dai mai mult argint pe unitatea de valoare, tralala. Da, îți dau nu știu ce. Practic ai introdus altă monedă în piață. Dar și aia ar fi, pentru că credem că piața ar face chestia asta, și aia ar avea lucruri în spate. Nu? Și ai tu exemplu ăla al tău. Ai un apartament. Da, deci poți să creezi, și piața liberă poate crea bani. Mai zici și tu. Ne mai folosim, să zicem, doar aurul, trecând la argint, dar poți să treci și la alte lucruri, ar fi un imobil sau orice altceva de valoare pe care lumea l-ar accepta ca fiind un asset ce poate fi folosit ca colateral pentru o anumită sumă de bani. Ești tu, Alex, care ai un apartament de 70.000 de euro și poți să zicem introduci pe piață, să zicem, 50.000-60.000 de euro. Euro Alex, da. Da. Cine ce acceptă, ți acceptă, știi? Și oricând ei pot să vină la tine și să zică, uite, eu vreau și eu 300 de euro, Alex, din apartamentul tău, în cazul în care da, și am dori. Și punctul care îl subliniez. Bine, că asta cu apartamentul e foarte greu de vizualizat, răspund pentru toată lumea. Dar, ca să fie ușor de vizualizat sau așa pentru restul lumii, să presupunem că tu ai descoperit un butoi cu oțet balsamic de Modena de la 1200 și ceva. Chestia asta se petrece în Italia, da? Au pus aia de la mănăstiri oțet care se învechește ca vinul în timp mult, mult, mult. E extraordinar de scump, da? Uh-huh. Și tu ai un butoi de ăsta. Și atunci, uite, e ușor să zici că tu emiți în virtutea cât ai în butoi dolari, Alex, și vine cineva că nu poate să-ți ia o bucată de apartament de 300 de euro. Da. Dar de 300 de euro niște picături de oțet, yes. Da. Și punctul aici e divizibil oțetul. Da, tocmai de asta am ales. Dar și apartamentul poate e de inițial mă, inițial mă gândeam la o roată mare de cașcaval. Dar poate să fie exact. Așa merge. Asta e un punct tare la bani, că vrei să fie divizibil. Și atunci poți să fie grâne, cașcaval. Dar inclusiv imobilul, de exemplu, dacă îl întrece la, să-l tokenizăm și trecem în lumea cripto, imobilul respectiv deții 0,2% din apartamentul lui Alex și când Alex îl închiriază sau face ceva cu el, da, merge și așa. Tu automat ții, se duc 0,2%. 0,2% din chiria lunară da. Se duce la pentru deținătorul celor token respectiv. Pentru că și contractul de închiriere ar fi printr-un DAO tokenizat. Ah. Ok, ca să nu vină. Dar ce vreau să zic, unde a ajuns Friedman cu punctul ăsta? Că ok, păi și emite Alexandru euro, emite și cu 100 euro. Cum facem să fie standardizat? Păi, așa păi cum e deja să... dacă emitem euro. Păi nu, exact. Azi bani. Ca să ne înțelegem, o să ne respectăm euro. Niște un standard. Dar ideea este că respectarea unui standard nu justifică monopolul statului. Da, e interesantă observație. Așa cum există o grămadă de producători de căști audio, dar standardul de jack e același, pe care toți îl respectă. Nu trebuie să fie un singur producător de căști audio pentru a... Da, și contează ce face piața. Interconecta. Telefoanele acum, unele nu mai au jack, unele nu mai aveau jack, dar li s-a întors jack-ul care a cerut piața. Și ce se întâmplă? Piața cere. Lui e mulțumită lumea cu căști pe Bluetooth? Da. Ok, nu mai punem jack. Da, va. O întrebare ar fi dacă prin competiție nu te duci iar către 100% rezerve.
Nu știu. Deci chiar dacă concezi argumentul ăsta al competiției că nu produc ea bani, eu zic că va fi o piață. Dacă nu cumva tendința este dus spre 100%. Răspunsul este în felul următor. Vreți să-l aproximăm cu ceva, puteți să-l aproximăm cu providerii de căsuțe de e-mail. Da? Că ai o căsuța ta de e-mail, este a reprezentat inițial un serviciu, da, care te conecta cu lumea, un spațiu de stocare, da, primeai e-mail-uri să le păstrezi, poze, chestii, okay? Și inițial se plătea pentru el, da, ca pentru orice serviciu. Da? După aia a apărut e-mail-ul gratis. De ce a apărut e-mail-ul gratis? Pentru că oamenii întreprinzători și-au dat seama că e mult mai avantajos pentru ei să-ți vândă ție acces la internet și spațiu de stocare, ca să te țină acolo în browser, să-ți arate reclame. Pentru că ei fac mai mulți bani din reclamele respective. Sau servicii conexe. Sau servicii conexe. Portalele Yahoo, tralala. Da? Decât fac bani tu plătind... Păi și cu Facebook-ul de ce-ți bagă bulina? Plătind punctual serviciu. Ce? Ce să înțeleg? Facebook, de ce-ți bagă bulina albastră? Pentru de sărăcie? Nu, aia e un... pentru că... E o semnalare a reputației. Este o oportunitate de a face și mai mulți bani. Da, cu ce te ajută? E pentru filme? Ce face? Nu e pentru filme. Zice că ești tu ăla. Zice că, s-a uitat un gremlin care lucrează la Facebook la fața ta și la niște documente identificatoare. Deci nu fac asta și pentru conturile. Ești posibil să fii identificat că au fost un bot sau un spammer sau ceva, știi? De când dacă ai acea chestie, ești un om în carne și oase. Dacă de exigență au fost ei în ultimul timp, cu arată buletinul și nu știu ce. Mie să nu-ți dai ceva ce aveai deja. Da, nu știu. Păi, da, aveai, dar... E și mai sigur. Dacă o vrei în continuare, plătești. Da. Până acum a fost în faza free trial. Vreau să mai zic o chestie din urmă de la elasticitatea masei monetare. În momentul în care ai avea bani cu gaj, un buchet de mărfuri, interesul direct și indirect al emițătorilor de bani ar fi să țină prețurile stabile la bunuri ca să poată să le răscumpere când trebuie să le dea înapoi. S-ar interesa de chestia asta. E o polemică între Chicago și Fala Austriacă. Fala Austriacă atacă idealul ăsta al prețurilor stabile. În primul rând că nu are asta ca obiectiv. În al doilea rând, spune că piața mai degrabă te ține în zona asta. Și că, uite, aurul a fost stabil. Da, practic, aurul e stabil, dar când te uiți la un preț, păi ăla e numărat în bani fiat. Normal că se acoperă cât au printat. 100. La un moment dat, toți ăia 100, cu toate că nu-i toți ăia, dar mă rog. Inclusiv pe piața de cumpărat aur și funcționează efectul cerere și oferte. Funcționează și efectul devalorizării banilor, e adevărat, dar funcționează și efectul cerere și oferte. Da. Asta e trist pentru multe situații când e vorba de bani. Deci, fiind un lucru așa fundamental, ca e ca un limbaj, nu? Banii sunt ca cuvintele. Da. Și prin bani afli prețuri, prin cuvinte comunici informații, whatever. Păi și prin cu banii comunici și informații. Da, exact. Și e așa de fundamental încât mulți oameni trebuie să creadă în ceva, pentru că altfel li se năruie viața. Și sunt oameni care cred neapărat în banii de stat. Dacă are, păi nu dolari, dar franci elvețieni. Ok, sunt alții care cred numai în aur, sunt alții care cred numai în un fel de cripto. Dar ce discutăm noi aici? Că tot ce e un ban? E un bun. Un bun e ca orice alt bun. La un moment dat s-ar trebui să scadă cererea. Da, apărau. Doar că istoric, într-adevăr, poți să dovedești că piața a preferat un fel de lucruri și atunci susții ceva din cripto, sau, uite, istoric, oamenii au făcut, au respectat aurul și atunci ai încredere în aur. Dar relativizarea și nu,
Nu cred că ar fi o sănătos să crezi într-o... Teoretic ar trebui să fie o stabilitate a prețurilor sau a valorii unui ban. Trebuie, tu ca și consumator vei prețuri mici. Nu vrei să te duci în Lidl să vezi că... Nu vrei să fie stabile. Vrei să scadă. Da, exact. Vrei să scadă. Uite, asta e și despre... Noi când aducem argumente pro-capitalism, e că uite ce bine o duce consumatorul. Uh-huh. Da, dar patronul cum o duce în capitalism? Rău, că trebuie să muncească, știi? La stat e invers. Consumatorul o duce rău și producătorul o duce bine. Uh-huh. Fie că e muncitor, fie că e decident. De ce? Că nu are presiunea. Adică trebuie să avem în vedere și chestia asta, știi? Uh-huh. Da, dar și atunci asta e și te gândești. Oricum, cum să spun, oricum toți suntem. Deci asta e lucrul care se scapă din vedere și poate părea scăpat din vedere și cu ce a zis Costela din aur. Consumatorul nu e consumator mereu. Și producătorul nu e producător mereu. Da? De fapt, toții jucăm și aceste două roluri. Dacă ești consumator, ca să fie clar, dacă ești consumator mereu, Se termină banii. Ți-ai consumat tot. Nu, a produs cineva. Dacă nu produci tu, înseamnă că a produs cineva. Nu, dar noi vorbim de produs valoare ca să ai bani. Deci tu, de unde să ai bani să mănânci? Trebuie să faci ceva. Chit că, păi nu, că l-ai bogat, l-ai moștenit, nu știu ce, și închiriază. Păi da, de el produce valoare. Dar trebuie să producă valoare. Deci este și producător și după aia îi consumă și ești consumat. Asta e. Nu? Deci folosește proprietățile ca să producă. Exact. Așa. Corpul, da. Cunoașterea. Păi dacă produci un lucru și consumi o mie, știi? Asta e, trebuie să-l produci pe la... Poate trebuie să privilegiem... Măsurat în bani, poți să consumi mai mult decât ai. Cred că lucru acela la care te gândești tu este mult mai agregat. De fapt, produci mii de lucruri și consumi. Teoretic ai putea spune că... Faci o mie dintr-un lucru. Nu. Asta zic, tu produci niște chestii mai abstracte de atât. Nu produci doar țevi. Uh-huh. Produci și ce se întâmplă cu țevile alea, produci și munca respectivă. Produci valoare că trece gazul cu țeavă. Produci valoare, da. Exact. Nu faci un singur lucru. Dacă, de exemplu, tu bifezi, nu știu ce, bifezi formulare toată ziua, uh-huh. Da? Ok, nu știu, o să fii plătit într-un anumit fel, dar nu produci un singur lucru, asta încerc să spun. Uh-huh. Asta te duce la ideea public choice, cred că la bloc am auzit asta, de ce e mai ușor pentru producători să organizeze? Dacă te gândești... Să organizeze între ei? Dacă vorbești producător strict în sens de patron, da, sunt mai puțin. Că așa și muncitorul participă în procesul de producție. Punctul pe care vreau să-l fac cu căsuțele de mail și raportat la argumentul pe care face Friedman cu băncile, care are șansă, deci de ce Friedman se poziționează de partea faptului că dacă ai o piață liberă o să apară bănci cu rezerve fracționare, este că astea, cam toate afacerile, curg în direcția cum să facem cei mai mulți bani. Și dacă inițial căsuțele de mail erau un serviciu și clientul era clientul direct, după aia ele au ajuns un oarecum... cum să spun, o undiță, da, o nadă, și clientul deja nu mai era clientul, el era produsul. Clienții erau firmele de advertising. Uh-huh. Sau așa și pentru bănci e posibil să evolueze lucrurile în direcția. Dacă inițial serviciul este să nu mergi cu banii la tine ca să nu te jefuiască cineva, dacă ești negustor sau ceva, și tu plătești direct serviciu, după aia, dacă scopul băncilor va fi să strângă cât mai mulți bani pentru că îi poate converti în altceva ca sursă de profit direct din capitalul respectiv, nu vorbesc să scoată bani din piatră seacă, dar din nimic, păi atunci cu cât învârtești mai mult capital, cu atât ai mai multe șanse să-ți crească profitul. Și de asta tendința ar fi să se ducă în direcția Dar e și efectul ăla inflaționist
care sperie oamenii. Adică oamenii tind să fugă de la băncile alea unde se tot depreciază moneda. Păi, dar nu se depreciază nimic în contextul în care am vorbit că nu scoate banii din piatră seacă, ci doar îi folosește. Nu, da, e, pă, nu e 100% în contextul tot nu e 100% la inițial. Păi nu, dar nu e nimic bani. Inflaționist. Nu e nimic inflaționist acolo. Nu e nimic inflaționist. Doar că nu îi ține banii la ea. E fracționarea pe sensul 1. Ah, aia, dar nimeni nu o să fie așa. Sensul 2 e... Ba nu, că în sensul 2 se vede. Se vede exact ce zici tu. S-ar vedea că valoarea unei bancnote emisă de A scade în comparație cu celelalte și oamenii ar fugi de banca aia. Ar zice, banii aia de la... Nu-i mai țin. Nu este tot timpul adevărat. Dar gândește că e posibil ca bancnota aia care se va vinde la un discount față de celelalte va oferi o dobândă mai mare. Există profiluri și profiluri de consumatori. Da, și da, absolut. Da, unii merg pe rezervă 100%, frate, eu plătesc o taxă să-mi țină banca banii, da. Așa sunt eu. Sunt, da. Sunt cu profiluri de risc mediu și unii cu profil high risk. Da, frate, dați aici 1000, spargeți-i cumva să-mi iasă 3000 la sfârșitul anului. Da. A, că e posibil să nu iau la sfârșitul anului deloc. Poate unii o să prefere viteză mai mare, se devalorizează, dar toată lumea folosește. Deci fracționalistic, când zic fracționaliștii, ok, îți dau banii, ne mai gândim, ne mai... În timp ce la rezervă fracționai, gata, imediat știi, îți aduce geamantana. De altfel chiar și spune Friedman o chestie foarte, foarte tare, aici mi s-a părut. Zice așa că un dolar de monedă poate să plătească un număr nelimitat de dolari depozitați atâta vreme cât banca își permite să-l cumpere înapoi. Da. Da, e exact teoria aia a vitezei banilor, că nu contează câți bani ai dacă ai o viteză foarte mare. Tu vrei să plătești 100 de chestii și poate îți trebuie 100 de lei sau un leu care să miște foarte repede, să facă trrrrrrrrrrrrrrrrr și să plătească de 100 de euro. Voi doi, ca să ilustrăm și asta, voi doi aveți depozite la banca Xulescu, da? Și banca Xulescu n-are bani în cont, e săracă rău. Tu te duci și zici vreau leu înapoi, da? Banca Isulescu zice, da, sigur, stați puțin, mergem în seif să căutăm, poate găsim pe undeva, nu știu. Între timp, tot lucrător la Banca Isulescu iese în stradă, zice, dobândă foarte mare la depozitele noastre, nu știu. Trece Alex pe acolo, dobândă foarte mare, zic, cât trebuie să contribui? Și el zice, un leu. Ia, ăsta îl dă. Sincronizare. Zice, am făcut l-am găsit primul safe acolo. L-am găsit, ți-l dă ție. Și tu pleci mulțumit. Vine Costel. Vreau și eu leu înapoi. Iar iese ăla în stradă, treci. Nu mai nimeni. Iar iese ăla în stradă, oferă dobândă și mai mare. Tu îl auzi, zic, stai, ăștia oferă dobândă și mai mare acum, păi îți dau leu înapoi. Da, deci eu îmi dau leu înapoi. Înțelegi? Da. Dai depozitul înapoi pentru că primești condiții mai bune decât aveai înainte când ți l-ai scos. Și dintr-o dată leul tău, leul lui Alex, care a ajuns să plătească datoria lui, e depus înapoi la bancă ca să plătească datoria lui Costel. Cusești că sunt puțin frecvente astea, nu? Să vină lumea buluc. Sunt atât de puțin frecvente încât este dată și lege în România împotriva acestui gen de discuții. Atunci când ai o bancă cu nume și prenume, ești pasibil de, tot, de închisoare. Și în Brazica, peste tot, cred că interesează. Da, cred că mai multe. Nu știu, știu despre România, că da, aici trăiesc, aici m-a interesat să știu ce vorbesc. Cum am adus vorba și nu o lungim, de libertatea de exprimare. Deci n-ai voie legal să aduci vorba explicit de o bancă ca să nu îi se întâmple ceva. Păi Constituția lui Iorgovan îți garantează libertatea de exprimare în limitele legii. În limitele legii. Nu monetar, ia și caută în lege ce ai voie și ce n-ai voie. Auzi, ce-mi place mie foarte tare la ce a zis Friedman și poate n-am înțeles corect, verificați-mă. Deci el zice așa, dacă ai o inflație de câtva,
am calculat eu, dacă ai 3%, e ca și cum ai plăti lunar de 12% pe an. Lasă, el a făcut-o cu 12%, dar eu vreau să o fac cu 3%, ca okay, să semene. Și am calculat și 25%. De ce? Deci dacă ai o inflație de 3%, care e acceptabilă? Da. Practic, împărțind la 12 luni, tu ai un cost pe fiecare sută de unitate monetară pe care o ai, ai un cost de 25 de cenți ca un fel de abonament ca să folosești banii aia. Mm-hmm. Deci dacă vrei să folosești niște bani care nu se inflaționează, bravo, ție n-ai niciun cost. Dar dacă e un ban, deci pe lângă că e nesimțit și îl inflaționează, practic plătești ca un abonament, ca să ne imaginăm inflația, să nu fie vai, cresc prețurile, capitaliștii nenorociți. Ce se întâmplă? Eu am 100 de lei în buzunar, înainte de 25 de cenți pe lună, la 3% pe an, sunt ca un abonament. În colțul din stânga sus o să găsiți trimitere la un videoclip de-al nostru extras în care discutăm fix subiectul inflației. Dar ce te faci când tu îți dai seama mai bine ai folosi aur, bitcoin și așa mai departe și vrei să folosi... Nu, zice că te lasă. Okay. Dar ceilalți din jurul tău, cei de la pâine, de la... Ei vorba în fiat. Digi de așa, ei vorba în fiat. Și Friedman zice, dom'le, n-am ce să fac, chiar dacă eu îmi dau seama că banii respectivi pe care i-aș folosi eu sunt superiori, trebuie să te pliezi pe preferința majorității pentru că n-ai ce să faci. Asta seamănă cu discuția despre platformele de social media care își bat joc de tine. De ce stă lumea în continuare pe platformele alea? Păi că, vezi, doamne, acolo e neamul publicul, acolo e clienții. Și atunci și tu folosești banii că da. Acolo să fac schimburile. Da. Sau, de asta mi s-a părut foarte tare. Deci ai un abonament, poți să asemeni cu un abonament. Numai că nu-ți cad. La un abonament ar fi clar, ți-ar scădea 25 de cenți în fiecare lună. La sfârșitul anului avea 97 de dolari. Dar tu n-ai 97 de dolari, ci doar ți-a scăzut puterea de cumpărare. Și când înainte cumpărai cu 97, peste un an o să cumperi costul. Mm-hmm. Asta mai explic. Bine, și statul e o frână, știi, că dacă ar fi așa doar rezerve fracționare, poate mai pleacă lumea. Bine, poți spune ca pe Facebook. Da. Lumea asta acolo. Un răspuns poate fi că lumea e mulțumită. Deci cu excepția la 3 libertarieni și la 3 conservatori, da. În general e mulțumită ce... Nu știu dacă lumea asta care e mulțumită este cu adevărat și informată. Adică nu știu dacă e o hotărâre. Vorbim de preferințele, nu știu, vorbim ok, de... adevărat. El e mulțumit, deci nu are nicio treabă. Știi? Nu, dar seamănă cu genul ăla de abuzatorul care abuzează. Asta e tot ce știu. Nu e un abuz. Nu, ziceam că seamănă doar. În sensul că sunt învățați cu rău. Da, e mulțumit cu... Ba, Costel nu e adevărat. Este un abuz atâta vreme cât ideea în sine nu este diseminată. Tu nu poți să presupui consimțământul dacă omul nu e informat. Aia cu Facebook. Da. Taxare? E clar că sau la încrizerea leului. Nu, eu vorbesc aici strict de inflație, da? În clipa în care ai discuții cu oameni care învârt milioane de euro și ei n-au auzit în viața lor de factorul ăla de multiplicare al banilor, nu poți să pretinzi că lumea e informată despre cum funcționează sistemul bancar. Păi știi că era aia la... Zicea unul, domnule, nu știu, e prea complicat Bitcoin, nu mă bag la... Așa ceva. Și răspunsul era, ok, explică-mi rezerve fracționare, știi? Dacă să mai spui. Da, cred că poți să spui, ca și la o, nu știu, asta chirurgicală, dacă la nu înțelege, poate să înțeleagă, cred că un medic trebuie să facă asta, știi, să explice, uite despre asta e vorba. Da, în limbajul lui, știi? Explain-me. Așa nu pot spune că e consimțământ. Și după ce îi explici în limbajul lui, el trebuie să te creadă. Pentru că povestea pe care o povestești este atât de incredibilă încât nu e în stare, majoritatea nu sunt în stare să-și o reprezinte.
Păi cum, domne, să fie așa când eu, vorba aia, dar folosesc chiar... bani, fac afaceri de 20 de ani și n-am auzit de chestia asta, vii tu acum că... Dar nu știu, Herim, zic, păi, da. Dar e ok, și așa, pentru că nu este și la Coca-Cola. Nu știe ce este Coca-Cola. Mie mi-e suficient că îmi place și nu cred pe ea care îmi spun că, domne, îți distruge ficatul. Vedeți? Sunt informat. Ia. Ficatul? Nu știu ce. Sunt tot felul de povești care circulă pe internet. Ajută, uite că și la rețele sociale. A apărut Telegram, a apărut Miu. A mai fugit lumea, nu mai e chiar așa, știi? Dacă aveai doar Facebook, era așa, nu știi? Așa. Așa mai câteva chestii respirabile. Să sperăm că se va duce drag cu Facebook. Da. Hai să ducem la Partidul Libertarian. Păi da, că exact... Cum poți să schimbi lucrurile astea printr-un partid sau altfel? Nu, dar dacă nu mai aveai coerciția asta, vreau să zic, e totuși o diferență, știi? Dacă lași privați, inclusiv fracționari, ei, na, vedem. Vedem. Da. Poate nu rămân tot cu fracțiile alea, poate se mai uită, poate ca la hipermarketuri. Da. Din nou, aici argumentul pe care l-am făcut și cu alte ocazii este că piața, dacă e lăsată liberă, o să ne arate care e voința în agregat a populației. Da. Cu voința e falsificată, nu poți spune că... Deci dacă tu ai legal tender, adică obligație legală, nu poți spune că aia e voința lui. Da, da. Nu poți. A, stai că vreau să mai zic ceva. Noi, de obicei, când discutăm teoretic, zicem piața, lăsată și apărată să fie liberă, reglează lucrurile. Și oamenii zic, păi da, până se reglează piața voastră teoretică, trece baba cu colaj, mi-e întrebe mâine, cum facem chestia asta? Păi, nu poți decât să ai o piață foarte liberă, să se miște repede piața. Nu, poți avea și mâine. Păi exact, nu e nici. Tu crezi că dacă zice ISRS-ul, gata, mâine, anulăm legal tender? Da. Se întâmplă ceva asta? Da, se trece la... Nu, dar vreau să zic că atunci când lumea critică acum, păi uite, în domeniul cutare e liberă piața și uite, nu se întâmplă lucrurile bune de care vorbiți voi. De... Și nu e tot timpul evident că e liberă. De obicei. Da. De hai obicei, să dă o chestie hiperreglementată. Nu e liberă. Energia sau nu știu ce, deci o chestie hiperreglementată. Da. De obicei nu e liberă și dacă cumva este liberă, s-ar putea judecă jucători din piață să nu știe treaba asta, de? Adică, da, depinde și sau, dacă chiar e liberă și nu se reglează, nu, poate greșești tu. Da. Adică mai e și posibilitatea asta. Și nu... ai un exemplu de piață atât de concurențială încât e aproape liberă. Asta de electronice. Deci când, dacă te uiți la indexul de prețuri, toate majoritatea prețurilor au crescut denominate în bani fiat. Totuși, electronicele au devenit mai bune și au scăzut prețurile. Da? Și deja mă rog, scăzut înainte prețurile de pandemie. Mă rog, da, ok. Când că, ai criză de efectul, cicuri, da. Efectul vărsării de bani în piață consolidat de criza lanțurilor de aprovizionare, nu, acolo nu mai e. Și pe nu, dar ideea deci, era că... tot a scăzut, ce? N-a scăzut la laptopuri? Nu. Nu, dar un alt exemplu, nemăsurând în bani, este că foarte mulți oameni își permit un formă de smartphone, deja. Dar da. nu mai e un... Da. Sau două, sau trei. Sau două, sau patru, sau da. Câte avem aici. Nu e cum a fost când a ieșit, deși, uite, când a ieșit prima oară iPhone-ul și aveai iPhone-ul și nu mai știu ce a scos repede la Xerox Google-ul, da? Uh-huh. Și OneNote, iPhone-ul și OneNote, da? Ok, atunci nu vedeai, atunci încă era Nokia da. Dominantul pe piață, dacă mai ține minte cineva. Și Nokia cum a ajuns și ei dominanți pe piață? Apropo, că inițial când a apărut telefonia mobilă, telefonul mobil era câte o valiză și și-o permiteau doar directorii. Uh-huh. Da? Înainte să apară iPhone-ul, aveau toți copiii de clasa a 5-a telefon. De ăsta simplu Nokia ieftin, simplu cu butoane. Da? Și acum au de ăsta la altă. Simplu, ieftin, fără buton. Da, ok, deci asta era ideea, că lumea zice, bine, dar eu mor până să reglează piața. Vreau să regleze mai bine. Nu știu dacă zice toată lumea asta, mai degrabă niște cărturari. Există cârcotași, da. Nu, dar și eu sunt unul dintre cârcotași. Dacă ai niște lucruri care par libere,
Zici, păi cum, puteți să intrați pe piață? Uite, da, fă-te cadastrist. Ca la ANAF, păi ai venit singur, nu? Da. Ai venit, ce ne-ai venit? Contribuabil? Da, ai mulțumim. Pardon. Nu te-am luat cu mascrație, ai venit cu RATV-ul, știi? Da, mă rog, politicile. Partidul Libertarian. Da. Există și la noi? Nu există. Am avut discuția asta conturi, da, de Facebook, mai de mult și ori a existat și a fost ras din registrul opozițiilor, pentru că cineva la un moment dat avea senzația că a existat Partidul Libertarian în România, dar atunci când l-am căutat în registrul partidelor politice, nu era. Nu era. Deci cea mai prostie, da, așa. Cea mai mișcarea apropiată aproximare e POL. Da, da, da. Local. Partidul Oamenilor Liberi, partid local. Din Mureș. Da, găsiți și pe canal la noi interviu cu Danulator. E destul de liberal, nu știu. Deci Partidul Libertarian din America, cu asta se ocupă Friedman în capitolul ăsta. Da, și zice cât de important este să ai un partid, să faci acțiuni tipice unui partid. Să câștigi voturi, să câștigi influențe, să depinzi de să faci favoruri altora. Friedman mi se pare că e de părerea lui Konkin al treilea. Și anume, domnule, Partidul Libertarian nu va ajuta pe termen lung mișcarea libertariană. Nu chiar e mai... Nu chiar? Nu știu că are o anumită utilitate. Konkin nu vrea deloc. Doar că nu vrea deloc, da. Konkin nu vrea deloc, da, corect. Păi când Friedman zice că mai are niște funcții. Da, PR primii 10, 20, 30 de ani de existență. După aia zice nu că... e până devine pe paradoxul. Da. În momentul în care devine majoritar, s-a terminat cu libertarianism. Da. Libertarianismul e mare cât e mic. Așa, deci poți să-ți imaginezi că ar fi mic. Dă face el un exemplu, că avem un partid socialist care n-a câștigat aproape niciodată nimic, dar a reușit să influențeze tot felul n-a de... N-a zice că a reușit. De, zice el. Și-a, da, așa greșești. Greșești. Nu, conservatorii și democrația au reușit. Au reușit pe aia singuri. Nu, dar vezi, doamne, și-au văzut vizul cu ochi. Implementa... Da. Și nu complet, că nu e comunist America. Am crezut că erau comuniști. Dar ideea e că multe care le aveau acolo... Social security și toate. Da, sau nu se gândea lumea. Da. Oricum, el, critica lui este, de fapt, mi se pare mie că critică partidele în general. Că, da, doamne, tu nu o să menții poziția ideologică. Deci tu pornești plin de idei frumoase, doamne, uite, ideile libertariene, să le asta facem, să dregem. Asta. Totuși, când ajungi în piață, piața politică este făcută într-un fel... Trebuie să o mână să spele pe alta, trebuie să atragi oameni ca să faci voturi. Câștigi din etatism, asta e exact. The point. Câștigi din etatism, tu ai tot interesul să ai reglementări, să ai taxe mari, să ai... A terminat cu libertarianismul. Dar cât de mult a fost, crezi, influența Partidului Socialist în determinarea măsurilor socialistelor de democrați și republicani? Sau a mișcării socialiste care genera și partidul ăla, adică partidul ăla. Eu cred că mișcarea a fost și ideile și... Dar nu cred că au creat-o doar aia din socialiști. De ce n-au creat tot atunci? Da, asta zic și eu, că de fapt ideile socialiste cu social security erau înainte de apariția Partidului Socialist. Și părțile bune ar fi că ai avea niște... Cultural, ai avea niște expunere, fiind tu partid, și l-au adică niște... situații mici, ai putea să fii un fel de partid balama care influențează un pic balanța. Da, bine, Friedman nu spune asta, nu pentru America. Asta e un avantaj. Nu, da, o spune, asta ar fi fezabil în România sau într-un sistem de democrație reprezentativ. Un candidat de la Partidul Libertarian, nu știu ce stat, PNS, parcă a primit bani de la... Democrați ca să ia vot din voturile republicanilor. Nu, dar zice și aici, că aproape zice de balama, dar în sensul rău, nu în sensul tău, ai zis-o pozitiv. Da. În sensul că mai câștigi de acolo, știi, ești ca UDMR-ul, te dai și acolo. Merge, știi. Dar uite, o întrebare e dacă nu strici firma, știi, pe partid. Păi, da, asta e întrebarea. Dacă îți faci un calcul, poate ieși. That's the point. Asta este și argumentul. Păi știu că ești antistat, cum te ești barricadat pe acolo prin parlament și prin guvern, oameni, și tu tot timpul zici
Nu, dar prin compromisurile astea te înjură lumea după aia. De ce ai făcut cu tare? De ce ai... Da. Nici nu cred că poți să ajungi de la mișcare la firul ierbii, nu, domnul, da. Dă-i masa, înjur pe toți, deci n-am treabă. Ideea e așa, că partid fiind, în, poți să ai funcția pe care o sublinează și Friedman aici și care el le-o atribuie, aș spune, deși nu știu în ce măsură e adevărat, dar le-o atribuie socialiștilor respectivi, să normalizezi niște puncte de vedere. De o chestie de genul, să zicem, nu știu, dreptul primului născut. Să luăm ceva super, super bizar pentru lumea de astăzi, da? Că te moștenește, primul născut moștenește tot. Tot, nu poți să lași cu literă, cu limbă de moarte nimic, nu se împarte nimic primul născut și atât. Și trebuie să fie și de sex masculin. Ca să moare și feministele de nervi. Așa, mulțumesc. Bun. Atunci când această idee circulă prin străfundurile internetului sau e spusă într-o emisiune de genul ăsta, ea nu are credibilitate foarte mare, nu are încărcare, nu afectează în niciun fel fereastra Overton. E în afară ei. Dacă ești o emisiune mică, dacă ești un influencer cu nu știu câți, de singur argument al politicii e vizibilitatea. Ne întoarcem la discuția care am avut-o cu influencerii. Dacă ești un influencer cu de nu știu câți, ești plantat ferm în interiorul ferestrei Overton și doar printr-o minune te mută cineva de acolo. Da, deci mai ascultat decât emisiunea aia mică. Da, numai că... N-ai să spui ce am încercat eu să spun, asta zic. Deci, poți să faci. Vali zice așa. Da, știu că poți să faci. Poți să faci, poți să trădezi. Vali zice, probabilitatea e foarte Vali mică. Vali zice că dacă ești influencer și spui ciudățenii care nu îți plac oamenilor, pierzi influență. Deci ca și la politică. Uite-te, fii atent. Uite la J.K. Rowling. Da? Exemplu cel mai clasic. J.K. Rowling era idolatrizată de toată generația care a crescut cu Harry Potter, cum știa. J.K. Rowling a avut temeritatea să spună că, domne, o femeie trebuie să aibă ceva între picioare ce nu poate să aibă un bărbat. Ceea ce nu e mare revoltă. Da? Ceea ce nu e mare revoltă, da? Absolut toată proprietatea intelectuală din jurul lui Harry Potter a devenit otrăvită de chestia asta. Deci nu poți să spui. Ea a spus ceva normal, care era în afara... Ferestrovătă. Ajunsese pe fringiul ferestrei. Nu, n-aș putea spune că e în afară, pentru că o altă mare pătură de oameni normali la cap au fost de acord cu ea. Dar ideea e că pentru nebunii care o idolatrizau, a fost un pas prea departe. Da? Și și-a pierdut tot following-ul pe care și-l construise din rândurile acelor oameni și-a pierdut tot following-ul. Poate minoritatea aia mai... Nu! Nu, e greșit să presupui că minoritatea. Nu, chiar și-a pierdut mult din following, din nebunii ăia care se îmbrăcau. No offense, dar erați puțin nebuni, da? Ce vreau să zic, sunt de acord cu ce spui tu, că chiar dacă nu ești politician, tot ești sensibil, ești marketer, ești influencer, tot ții de piață, nu... Exact. Dacă o iei ca libertarian, e clar, e o chestie sinucigașă. Tot ești sensibil la piață. Pe de altă parte, cum explici transformările sociale, că ele au loc, schimbările culturale. Da, se întâmplă sunt încet. Sunt niște oameni care încet, da, încet. Da. Ele dar ideea e că se poate, știi? Da. Asta încerc să spun, ele se întâmplă încet. Există niște formuri prin care ideile astea pot să lărgească fereastra Overton. De exemplu, o variantă e, unul care e împlântat în fereastră, aruncă ideea. El se va arde, își va arde toți followers. Bine, dar crește fereastra. Dar crește fereastra. Da, interesant. O altă ceva idee de este atunci când, de exemplu, în interiorul dezbaterii politice, da, ai o dezbatere politică. Se presupune din start că dacă ai o dezbatere politică, lumea are încredere că ce se discută acolo sunt chestii importante pentru națiune, pentru viitor, sunt chestii serioase. Da? Dacă dintr-o dată într-o dezbatere politică vine cineva și spune ar trebui să
Orice, ceva bizar. Și spune, ca să mă întorc la exemplu pe care am spus eu, dar taxarea e furt ar fost un lucru bun să fie spus, da? Și spune, trebuie să instituim dreptul primului născut ca să eliminăm conflictul din societate și să creștem gradul de oameni care să fie stimulați să-și ia joburi și să-și facă un rost în viață. Dintr-o dată, dreptul e mai ascultabil, primului născut e ascultabil, da, adică asta e că avem o idee care e în dezbatere, adică da, se discută pe merite, nu mai e o nebunie. Argumentul meu e, deci care e argumentul pro-politic? Visibilitate. Ai dreptate. Oamenii se uită în gură politicienilor. Cât de mult se uită? La noi mai puțin. Se uită mai mult decât la entertainer? Pentru... Eu da. Zic că nu se uită. Da. Pentru problema este că nimeni din... Cred că pe subiecte diferite. Ia cifrele... Deci la politic se uită la alegeri și la nu știu ce. De ce Digi n-are... Compară Digi cu... Gândiți-te la... Cum ceva de divertisment. Este și o funcție a politicului. Știi? Da. Noi mereu spunem... Câte zile s-a vorbit despre faptul că delfinii sunt persoane sau nu sunt persoane în media după ce a scos-o Remus Cernea? Și când era pe undeva pe Discovery... Răspunsul e prea mult. Asta vreau să zic, da. Deci dacă era că s-a discutat despre chestia asta la diverse emisiuni pe Discovery sau alte canale de TV, dar nu apărea presia românească. Problema e că la noi, în România, nu ai un partid de genul și... Friedman spune că nici Partidul Libertarian, el ar putea să facă chestia asta, dar nu e clar că face chestia asta. Dar nu ai un partid care să nu vrea să câștige alegerile. El să intre doar ca să arunce subiecte din astea, să arunce petarde. Cred că la început e ceva de genul. Da. E cum era Spirac în Titanic Vals, că nu mă alegeți. Cred că la început e ceva. Când devine partid, numai că asta spun, uite, ia... Orice partid la care vrei să te gândești, ei visează la o funcțiuță, la un ceva, să câștige și ei. Că... Și asta e ideea pe care o spune Friedman la început, când zice că cei care susțin Partidul Libertarian din Statele Unite au o poziție inconsecventă, pentru că dacă îl susțin la nivel doctrinar, da, să modifice, să reducă statul, să nu știu ce, atunci nu poate să-și dorească ca partidul ăsta să câștige alegerile, pentru că din clipa în care partidul ăsta câștigă alegerile, o să orienteze spre alte probleme de genul mainstream. Nu, plus că susții sistemul. Asta lovește și gradualismului, știi, și voucherismului. Da. Bine, ar spune că îl ține în 3 ani cât face propaganda. Da, mi se pare că dacă intri, nu știu, să ne imaginăm un fotbal ciudat cu ceva, nu știu, cască, ceva. Și zici, păi îmi pun și o cască și joc și eu. Deci e legitim fotbalul cu cască. Da, mai, mi se pare mai... O, adică vrei să nu mai ai sistem cu partide care conduc oamenii, da. Atunci nu-ți faci și tu partid. Da? Plus că mi se pare că, ok, argumentul pare vizibilității. Da, exact. Vizibilității, gradualismului. Ai putea să zici, păi, eu îmi fac partid că ăsta e mecanismul de vizibilitate. Astea două sunt. Astea le auzi obsesiv. Vizibilitate. Să uite lumea mai bine, nu știu ce. Una e, după ce am fost ministru, păi să uite altfel, știi. Da. Și argumentul gradualismului, reformelor mici. Da. Uite, am făcut. Am reușit să schimb niște chestii mici. Eu la vizibilitate zic că o poți avea și altfel. Ca actor, ca nu știu ce. Ideal, deci, ideal. Eu cred că un actor, DiCaprio mai ascultat decât nu știu ce. Da, dar ideal ar fi să ai toată plaja de vizibilitate. Nu, dar ideea e că nu e exclus. Populată cu ăsta era pumnul care ți se băga în gură. N-ai vizibilitate. Bă, dar poate am ca actor, ca entertainer, ca altceva, știi? Ca doctor, știi? Da. De ce trebuie neapărat să fiu... Da, dacă să vrei fiu... să acoperi... Deci ai tineri care vor niște chestii, ai vârstă... Pentru că paradigma acceptată este că politicienii se ocupă de politică. Oamenii de stat se ocupă de politică, nu actorii, nu... Nu se uită. Oameni serioși. Nu se uită, de aia ziceam. Uită-te pe... Nu știu. Bine, un... Statistici de la ce se uită lumea.
Și o să vezi că are Eurovision, are nu știu cât. Eurovision, la nu, Eurovision are foarte puțin, s-au făcut aceste statistici, da? Dar de exemplu, o emisiune, la Sfirbinț, o emisiune, sau... da, așa, ai umor, ca sau... să nu facem publicitate, da, dar o emisiune de reality TV de pe un post românesc, cred că are, rupe tot. Are. Dar uite-te la vedete. Ia vedete și ia politicieni. Da, mai este o da, știu, dar mai este o. Deci politicienii sunt varsă, știi. O anumită observație aici, anume la cine e ăla? Nu știe ăla să vorbească nu despre. Zice. Nu zice asta. Se transferă. Deci dacă e... zice cu tabiță, de face o analiză pe nu știu ce. Selly vorbea despre învățământul românesc. E mai crezut decât nu știu cine. Și multă lume zicea, dom'le, las, că la oricum. Și nu zice multă lume. Trebuie să fie, trebuie să fie. Puțină lume, nu multă. Trebuie să fii, ca să poți să schimbi într-adevăr, să fii luat în considerare, trebuie să ai această... autoritate. Da, percepție de competență, măcar. Da. Trebuie să ai o percepție de competență în domeniul în care urmează să te exprimi. Așa cum Selly a fost luat la mișto când a zis de BAC. Poate ăia de vârsta lui i-au dat dreptate, dar... ăia sunt mulți. Nu sunt trei oameni. Viitorul țări. Da. Ești viitorul acestei națiuni. Da. Aici, da. La ăla nu se uită nici drag. Nici la Arafat cine se uită. În timp ce dacă zice nu se vedetă, zice cotabite ceva, nu știu dacă mai e așa, altul mai tare, da. Sau altă, știi? Așa e, știi? Vaccinația o să faceți, nu știu ce. Percepția la Selly. Nu, eu nu las subiectul ăsta pentru că n-ai dreptate. Percepția la Selly a fost în felul următor, da? Aia din generația din jurul lui, da? 4 ani în jurul lui, ai 4 ani în care s-au născut oameni. Dacă l-au ascultat, o parte au fost de acord cu el, o parte nu. După aia, 4 oameni peste el, hai să zicem că nu l-au ascultat, da, 4 ani peste, dar de la, nu știu cât avea Selly, dar hai să zicem de la 25 în sus până la 55, marea masă a oamenilor productivi și cu păreri, l-au băgat în pizda măsii. Nu, nu, la alte întâlnire. Nu, l-au băgat în pizda măsii. Și crede-mă că numărul de oameni care l-au băgat cu părerea lui cu tot acolo unde l-au băgat este mult mai mare decât oamenii care i-au dat dreptate. Mult mai mare. Da, totuși, uite pe cifrele alea, să uită 1 milion, ăla să uită 5 oameni. Deci chiar dacă ai avea dreptate în procentele tale, dacă 5 oameni se uită la Arafat și la unul se uită 2 milioane, o să vezi că pe cifre este mai bine la 2 milioane. Dar nu e vorba de ce spune. Une, da, e vorba, el a spus ceva, da. Da. Presupunem că 1 milion de oameni care se uită la el au zis, ce chestie mare, milion, da? E mai mare decât 5. Despre el au început să vorbească și alții, da. Da? Părerea lui nu a rămas prezentată acelui 1 milion de oameni, da? Ci a fost extinsă și altora care sunt mai mulți decât audiența lui Selly, da? Da? Ăia, în marea lor majoritate, au zis, vai ce tâmpenie! Da. Nu, pentru că Selly a ieșit public să-și ceară scuze așa, de dragul lumii. Numai și pentru faptul că și-a cerut scuze că a vorbit în plus atunci când a vorbit, ar trebui să spună că cineva i-a atras atenția că își pierde popularitatea dacă nu tace din gură. Da, știi ce? Totuși, 500.000 sau jumate din ea 1 milion... Cred că au rămas cu impresia, domnule, Selly. Ori competenții tăi, da. Nu bifează chestia asta. De. Adică luăm cifre absolute. Competenții și politicii, da. Nu, relative. Eu vorbesc de idee în sine. Nu, de exemplu, ai taxarea, e furt, știi? Tu ai un public, când expui ideea, noi când expunem ideea, da, când expunem ideea aici, ele se duc la nu știu cât, ai 100 de oameni dacă avem noroc, da? Da. Ok. Dacă cumva ideile noastre zboară de aici, da, și ajung într-o dezbatere mai largă, da, ăia care sunt publicul nostru sunt mari șanse să fie de acord cu noi. Dar du-te la publicul altuia cu ideile noastre și o să vezi că ăia nu sunt de acord cu noi, chiar dacă află de ideile noastre. Asta zic și eu că s-a întâmplat cu Selly. Ăia de la el, din năuntru bulei lui,
au fost de acord cu ce spune, da, în mare parte, dar în clipa în care ideea aia au luat-o și au mestecat-o, au început să o mestece televiziuni și presă și nu știu ce, s-a dus la mult mai mulți oameni decât bula lui. Deci expunere mare, dar adopție mică. Și s-a rupt și omul și-a cerut scuze, a zis, bă, am vorbit în plus. Acea bulă tot selie, asta vreau să zic. Acea bulă mai mare. Bulă mare? Da. Nu. În ce sens e selie? Că e... Mulți au aflat că el există atunci când atunci odată prostia asta. Nu e vorba de selie, e o metaforă. Vorbim de influencer, știi? Influencer versus politicien. Nu înțeleg eu ce vreau să spun. Asta vreau să zic. La politicien se uită trei oameni și la aia se uită milioane. Și tu îmi spui, nu, ăia trei oameni, nu știu ce. Eu a zic că la Ciolacu se uită mai mulți oameni decât la selie. Ia ratingurile. Păi e asta, zici că, le, că o să, dacă le iau o asta vezi. O să spun. Păi ia cât are pe Facebook Ciolacu și al pe Bucniști. Păi da, dar Ciolacu nu e preluat doar pe Facebook. Asta e ce încerc eu să spun. Și la Ciolacu când spune ceva, îl preiau toate posturile de știri, îl toacă toate agregatoarele de știri. Bine, dacă eu stau să adun toate view-urile pe care le are Ciolacu, îți garantez că se apropie de 4 milioane. Pe fiecare subiect pe care îl spune. Și mai e și percepția negativă, știi? De acord. Un entertainer nu are percepția asta negativă. Da, că doar nu te mai uiți la el. Nu are percepția asta, știi? E politician, e un anarhist, e un hoț, e un nu știu ce. Nu, nu are percepția. Cine? Un influencer. E mult mai credibil, știi? Da, până când e prins cu mânța și asta. Și Ciolacu e din aia, cum să zic, din aia... Top 5. Ciolacu e la vârf. Păi da, și Selly e top 5. Și Selly e top 5 pe românii. Adică judecăm like for like. Ok, așa, ok, hai să luăm un agregat. Top influencer și top politicieni. Hai să le luăm view-urile, like-urile, știi? Mă rog, ideea și este... Și nu se uită la politică, realitate, că nu se uită. Nu se uită. Care e interesul? Vrei? Ideea e că nu-ți dă doar... E ce obsesia asta a vizibilității? Care da, e, dacă vrei să transmiți un mesaj, vrei să fii vizibil, știi? Dar ideea e că nu e doar politica... Nu e singura soluție. Nu e calea regală, știi? Da, s-ar putea să nu fie nici cea mai bună, știi? Dacă oamenii înjură politicieni, n-au încredere în ei. Uite-te în topuri de încredere, știi? Da, adevărul e că poți să... În timp ce un comic, uite cum sunt comici ăștia în America, are mult mai multă credibilitate, știi? Că poate să într-un dacă fel, el zice ceva de joker, vaccin, se duce mai mult decât dacă o zice Fauci, știi? Uh-huh. Înțelegi? Chiar dacă n-are competență, noi vorbim... Chiar Fauci... Vorbim de cum... Ia și tu unul de mai jos, șefa CBC-ului sau ceva. Chiar Fauci nu. Fauci a devenit iconic la nivel mondial. Punctul ar fi că vrei măcar cât mai mulți oameni să audă ideile ca după aia să poată să facă alegeri personale informate. Dom'le, am auzit de chestia asta, da, dar... Am auzit doar puțin, mi se pare că e groaznică, nu vreau. După aia aude mai mult, o înțelege mai bine, poate alege lucrul ăla, e mai informat. Știe, mă, stai puțin, că nu era chiar așa groaznică ideea pieței libere. Da, uite, chiar am prețuri mai mici. Păi ia să... După aia l-aude problema noastră și a tuturor, când sunt dezbateri, este că oamenii vor... repede reglaj. Domnule, eu vreau să vină instalatorul și să gâtuie țeava. Să nu mai facă inundație. E adevărat că în timp... Păi și a venit, nu întreb, și a venit instalatorul? Păi nu, că n-a venit de 10 ani. Da, eu l-am tot votat la 4 ani, dar tot nu s-a gâtuit. Păi da. Nici nu va veni, ca ai auzit de Beckett așteptând pe gâtul. Da, da. Deci nu vine, nu o să vină, știi? Păi da, dar autostrăzi. Și mai este o... observații care am putea face-o la chestia cu influencer versus politician cu vizibilitatea. Așa, e posibil Hollywood, ia Hollywood, da. Sunt unii care sunt buni actori, buni influenceri, unii care nu se pricep doar la chestia, dar sunt buni politicieni. Da. Deci, fiecare poate promova și asigura vizibilitatea libertarianismului prin modalitatea pe care o știe el cel mai bine. Da, dar vorbim acum de care e mai bun. Care e mai bun, nu de talentele. Nu știu, eu zic că trebuie... Care mai bun? Este că nu... Așa, poate eu sunt mai bun la... Nu știu, dar cu sapa, dar asta nu înseamnă că, nu știu, dacă ai fi programator, poate e mai bun în agregat, nu știu. Da, dar să nu zicem, domne, de acum încolo, tot libertarianii care vor să promoveze, să asigure vizibilitatea acestor idei, să se facă ori influenceri comici sau politicieni. Domne,
Ce dacă tu ești bun la nu știu unde, eu zic, are sens. Nu are sens să te bagi în domeniul X ca să... Dacă ești politician, s-ar putea să sfârșești prin a deveni o glumă oricum. Da. Păi da, asta e una din predicțiile libertarienilor podcaster, știi, față de libertarienii politicieni. Te pierzi. Te pierzi. Și ea se verifică, deci nu e o chestie așa, a fost o predicție, a zis o nebun și ăștia o cred. Nu, uite-te la... America. Ia România. Ia România. Vezi ăștia mai de dreapta, să zicem, că n-am avut libertate. Nu știu unde am citit de curând chestia asta. Ai lucruri care nu se schimbă, nu se schimbă. De multă vreme lumea știe că un cutare ar fi bun, dar nu-l produce nimeni, nu știm ce să facem. Să găsește un întreprinzător, reușește să facă lucrul ăla și să-l facă și mai bun decât ce era înainte. Nu știu, să... Telefon. Da, telefon. Ideea este că e foarte greu să ai coordonare între o grămadă de întreprinzători sau idealiști, cu atât mai dificil, cât ar fi nevoie să ai și întreprinzători care fac lucruri care aduc mai multă libertate și nu joacă tot timpul după regulile. Și am făcut un exemplu ăsta, uite Uber. A intrat repede, ok, după aia s-a mai dat după legile, dar a deschis piața de taxiuri. N-a stat, nu-mi dați și mie niște licențe? Nu, a făcut altceva. Da. Da? Și contează foarte mult și pătura asta de oamenii societății care influențează, pentru că oamenii sunt foarte impresionați de exemple, nu? Puterea exemplului. A, uite, chestiile chiar funcționează. De-aia și de multe ori lumea zice, păi unde este exemplul? Ok, nu te lasă. Și pe de altă parte sunt unii care își văd de treaba afacerea lor ușurel, așa, cu statul, cu plătind taxele, și nu-și bat capul. Nu-și bat capul, dar îl cam bat. După aia se vaită, se trezește cu 50 de controle, știi? Da, se vaită. Dom'le, dar de ce am 50 de controle? Argumentul pentru... Păi donează 5 toți... euro un Dodi. Păi nu, că sunt niște prostii și niște filozofii și eu sunt foarte pragmatic. Da. Ok, fii pragmatic. Da. Câte controle mai? Am 55. Da. De înainte. Da. Și mai ai un argument. Pune mâna pe bani, da. Să faci să faci de zi bani. Zi-mi că sunt 55. Să nu-ți piese de taxi. V-am mai zis chestia asta, nu? Am auzit-o la prima mână. Mai bine să faci mai mulți bani, să nu-ți mai pese de taxe. Și răspunsul meu a fost, păi sunt procentuale, cum să nu-ți pese de... Să ia tot. Nu e o licență să ia ca tot. La Emirate. Îți dai seama ce mâncător de căcat? Să-ți ia tot, știi? Să-ți ia tot, că muncești mai mult și crește profitul, știi? Să nu-ți mai ia 19% sau... Tot să-ți ia. 99%, să vedem. Și fabrica și tot ce ai, știi, să-ți ia. Că vei observa că muncești mai mult, știi? Pe raționamentul tău, idiot, știi? Argumentul ar mai fi, cărora li se aplică, că nu vrei să lași lumea asta așa, copiilor. Păi, ești mulțumit, faci afacere astăzi, te descurci, te doare capul, lasă-mă, sunt cu nervi în pioneze, nu vreau să discutăm despre chestiile astea. N-aveți o soluție, libertarienilor. Ok, n-avem o soluție. Te gândești tu? Nu trebuie să te gândești pe loc. Poți să te gândești într-un an, poți să te gândești în 5 ani. Dar mai vină cu câte o soluție, coordonată și cu alții, ca să lași o lume mai bună copiilor. Și care să nu fie să se ocupe statul mai mult, că asta tot face. De multă vreme. Uite, aici un membru al Partidului Libertarian ți-ar putea răspunde, cum m-a răspuns și Rodmar lui Conchin al treilea. Uite, eu ca politician, mâine sau în următorul ciclu electoral, cad impozitul pe salariu cu 15%. Da, dacă poți. Poate fi, da. Zice că ar putea. Să zice. Așa, tu... Doamnește să fie primit. Deci, zic, tu cu influența societății și nu știu ce, poate peste 100 de ani faci chestia. Nu, cred că poate abolirea statului peste 100 de ani. Reducerea taxelor o poți face și pe termen scurt, știi? Sau de reglementare. Și dă-i cazul groaznic, în care doar schimbarea asta se întâmplă peste 100 de ani în idei, dar o să fie permanentă. Pe când dacă o schimbi în politică, scazi 15%. Sigur că da, peste un an când te dă cine jos din funcție, sau peste 4 ani te dă jos, se întoarce la loc și poate nu crește doar cu 15%, poate crește mai mult, că... Au avut pierderi. Asta e și problema cu tăi unice. Uite, neavând electorat liberal,
Poate oricând să pice. Da. Majoritatea populației susține cota progresivă, se ardem pe bogați. Deci e o chestie fragilă, știi? Nu, yes. Nu e construită pe stâncă, știi? Mă rog, astea au fost punctele mele. Dar asta mi se părea important. Pentru vizibilitate nu trebuie să te faci politician, că asta mi se pare argumentul suprem. Uh-huh. Dom'le, să mai vii. Ceea ce n-ai e ceva adevărat, în sensul că lumea se uită. Și doar că nu e singur, nu e musai, nu e... Da. Păi asta vreau să zic. Doar un actor, un artist, un nu știu ce, sunt chestii care se duc... De ce îi curtează politicienii și... Da. Vi l-am adus pe Cutărescu să... Da. Deci nu se duc actorii la politicieni, inversie mai degrabă. Uh-huh. Yeah. Aș închide asta... Ne spune că, mă rog, acum mulți ani, nu știu când a scris a doua ediție, 70? Sau? Prima în 73, prima 70. A doua 89, a treia 2014. El ne spune la sfârșit că puține lucruri sunt făcute să dureze, da? Și dacă Partidul Libertarian răspândește idei libertariane încă o decadă sau două, înainte să cadă pradă dorințelor, mecanismelor de a câștiga alegeri, e un motiv bun să lucrăm pentru el. Și că e un container de idei care ar merita susținut chiar dacă într-un final își ajunge la sfârșitul de viață. Noi în România, din păcate, nu avem probleme de genul ăsta. Și le zice din păcate pentru că da, poate că ar fi util și la noi un partid din ăsta, măcar să ai, măcar să ai către ce să... Partidul să, adevărat liberal ar fi simpatiza. Să arăți cu degetul. Eu văd partidul ca fiind ceva care apare la urmă, deci că timp n-ai electorat liberal, n-ai nevoie de te încurci. E ceva care vine la urmă. Trebuie să construiești, să ai podcasturi, să ai cărți, să ai nu știu ce, știi, deci discuția asta culturală. Uh-huh. Partidul vine, dacă mai e cazul să vină, știi, posibil să nu mai e nevoie. Știi. Așa că am putea spune că dacă vreți partid libertarian, ne spuneți și faceți, că noi construim partea în altă. Pentru Costel Stămărache. Stai că vreau. Zia zi. Costel Stămărache nu mă las să închei. Uite unde zau. Uite, noi ne uităm la lumea de afară, știi, că asta e, a avut și părți bune și rele, ne uităm la lumea de afară, stând prost libertarianismul în America, nu o să stea bine la noi, e foarte greu să-l urnești de aici, din interior, mai încercăm noi cât putem. Dacă era, nu știu, câștiga prezidențiale în America sau se întâmpla o chestie de genul ăsta, se simțea și în România. Imediat să făceau mulți la mine o chestie asta de imitație. Știi? Hello kids, I was always a libertarian myself. Păi da, ți-am zis. Da, la cafenea nu mai lucră. E posibil totuși. Nu mai găsesc scaun. Să ardem niște etape. Ăștia în Africa nu au avut niciodată linii telefonice fixe. Au trecut direct la telefonia mobilă. Da. Știi? Să-ți bate aia pe acolo. Cine știe cu soluția finală care la noi o să vină direct. Aoleo, zi altfel că nu. Asta nu sună bine de la soluția finală. Nu, dar ideea e că tu oricum te vei uita. Adică nu văd România să fie atât de tare, știi, că să devină... Nu vezi că tot timpul e... Dar unde ziceai că sunt scaunele alea care s-ar umple? De la cafenea? Da. De la cafeneaua de marți? Da. Și da, e, na, lumea se uită. Și acum se uită la UE, știi, UE a avut și părți bune, dar am luat-o pe arătură, deci nu... Ca orice am proiect de stat. Chiar da, și cele mai bune intenții. Și cu interdicțiile alea, deci... cu carne, să nu știu ce, deci e incredibil. Auzi, deci dacă o lua doar pe arătură... Deci nici Ceaușescu, în filmele comuniste se fuma, în filmele comuniste. Da. Deci azi nu-ți mai poți spune... Auzi, deci filme, da, așa, să fumezi în studio sau... Dacă doar o lua pe arătură, arătura e dreaptă, așa, să mai întoarce. Problema lui e că s-a dus în bălării. Da. Hai. Yeah. Merge? Pentru că ăsta este Orache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare, atenție. Și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.
Thank you.